o construcție începută de 20 de ani. Așa. Și dacă... Pe care o pornim noi acum. Care acum trebuie să o pornim, hotărârea de guvern e formată de premier și semnată de dumneavoastră. O mai trebuit o hotărâre de Consiliul Local am dat-o. Aici activitatea o desfășoară în 7 locații astăzi. Asta e și asta, oare 150 de ani? Domnul primar, să știți că m-am documentat. Așa. N-am venit de pregătire. M-am documentat licitația spitalului și îl facem. Deci hotărârea este făcută, aici avem un președinte Futugât care meritul așa poate este cel mai mare. Așa e. Pentru că ne-a pistonat. Deci mă acuză că nu, domnul. Nu e adevărat. Și paradoxul, știți care e domnul, că am avut bani și acum 2 ani, și acum 1 an, și anul ăsta. Și n-am putut ține licitația asta din cauza unei hotărâri de guvern, că valoarea e peste 250 de miliarde de lei. Da, da, da. Dar acum, și cu domnul Irimie, care e de al nostru, și deputatul, gospodarul, care e tot de surgente medicală, tot, și nu, șansa dânșilor ca personal medical, medici, asistenți, toți ce sunt aici, e un spital local, fel. Asta, aici nu e vorba de dat umbar, asta bombă trebuie după aceea. Și avem și două secții retrocedate. Da, a avut o puternică comunitate evrească și așa mai departe. O pornit, o să vă arăt cât un spital județean, într-un corp, l-am luat și am făcut anele, sunt terminate, acum intră, de Crăciun vine cu colinda, cu ajunul, și cred eu cam în 2 ani, așa, să putem da drumul și la partea asta. Dacă dăm o hotărâre, eu cred că în 2 ani s-ar putea. 2 ani jumătate. Eu cred că salariații așteaptă două vorbe de la domnul ministru. Să facem o treabă. Mulțumesc în primul rând pentru primire, pentru că nu știu dacă meritam sau nu, dar mulțumesc că ați venit atâția, pentru că e important pentru mine, chiar credeți-mă că e important și personal. Aceste vizite am ținut să vin la Fărticeni și pentru că e această problemă cu infrastructura și știți cum e, una sunt hârtiile, alta e când vezi la fața locului. Ca să vedem exact ce se întâmplă. Aici pot să vă promit că tot ce depinde de noi, practic proiectul este făcut, nu e o problemă, e avizat. Și cred că promovăm în foarte scurt timp în ședință de guvern, după care să puteți să faceți licitația și să înceapă lucrările. Pentru mine este important să mă întâlnesc cu dumneavoastră, chiar dacă o să ne cerem scuze, nu avem foarte mult timp, dar după cum știți, eu nu sunt un ministru din domeniul dumneavoastră, dar cred că mă străduiesc, atâta pot să spun, mă străduiesc să asimilez de la dumneavoastră foarte multe idei și principii și să creionez o strategie pe acest sistem, care sigur are foarte multe probleme, care vin din timp, așa, nu cred că menirea noastră este acum să căutăm vinovații. Dar încerc să culeg de la dumneavoastră și de la cei din sistem anumite idei și lucruri. Ce am văzut în Suceava este că există o preocupare serioasă, chiar pot să spun serioasă și nu pentru că domnul președinte este aici, pentru dezvoltarea infrastructurii. Sigur, am acordat și noi Ministerul Sănătății un sprijin important, dar eu am promis acum la conferința de presă că vom sprijini în continuare. Pentru că acolo unde sprijinul se transformă în ceva vizibil pentru pacient și pentru sistem, acolo este clar că se folosesc banii eficient. Altfel, eu am mai promis în alte locuri că eu o să fac o listă neagră la sfârșitul anului și cei care nu și-au gestionat resursele, care totuși într-un an de criză, orice resursă e importantă, va intra pe o listă din asta mai neagră, astfel încât nu vor mai primi acele sume sau atât de consistente. Aici nu este cazul și mă bucur. Deci am văzut și lucruri care n-am mai văzut în alte județe și tot dau cu secția oncologie la Spitalul Județean. Eu mi-aș dori la mine în județ, avem un proiect de reabilitare pe secția oncologie la Oradea, dar mi-aș dori ca astăzi să avem așa reabilitat cum e la Spitalul Județean și este meritul dumneavoastră, meritul autorităților locale, județene, dar eu cred că și meritul dumneavoastră până la urma personalului, pentru că
Sigur, și dumneavoastră pistonați politicienii, bine faceți. Acum intră ei la rând, după Suceava. Așa, deci pistonații se încerce, sigur, acum fiecare după capacitățile lui. Eu pot să vă spun doar atât că sunt deschis, sunt foarte mulțumit de relaționarea, dacă vreți, pe care o am cu personalul medical, cu probleme și așa mai departe. Poate o singură rugăminte pe care am discutat-o astăzi de mai multe ori este aceea de a încerca să scoatem în evidență faptele bune în sistemul ăsta. Pentru că impresia mea, care prea mă mai uit la televizor, dar impresia mea este că se scot în evidență numai problemele, numai scandalurile. Sunt o serie de atacuri care până la urmă lovesc și în sistem, lovesc în cei care lucrează în sistem. Ori, în ceea ce văd eu, chiar atât de negru nu este drag. O fi puțin negru, dar chiar atât de negru nu este. Și sunt și lucruri extraordinare care se fac în sistem și ar trebui să încercăm să ne coordonăm. Și aici rolul dumneavoastră trebuie să fie mai accentuat, pentru că știți cum e. Una e când ministrul sănătății spune, domne, s-a întâmplat ceva extraordinar. E, acum știți cum e, politic, nepolitic, nu se ia în considerare. Domne, vorbește și ăla să laudă cu guvernul lui, cu nu știu ce. E altceva când sistemul încearcă profesioniștii și spun și aduc în față niște exemple bune. Că altfel, într-adevăr, ai impresia. Dacă vine un străin, ai impresia, te uiți la televizor, că, domne, orice bolnav care intră în spital moare. Cam asta e impresia pe care poți să o faci ca și străin de acest sistem. Nu este așa. Deci, nu este așa. Sigur, problemele trebuie să recunoscute, ele trebuie să gestionate cumva, îmbunătățite, dar eu cred că putem și arăta lucruri mult mai bune.